foarte bine, fetele, foarte bine. Iată, domnilor și domnilor, ați putut asculta un cântec foarte, foarte vechi de dor și dragoste. Pentru că și dragostea între doi tineri a fost cântată în versurile populare din totdeauna. Dragostea și dorul. Ce frumos merg ele mână de mână și atunci când sunt cântate amândouă într-un cântec și finalul acelui cântec este fericit. Câtă fericire poate să fie între noi oamenii? Alo? Alo? Bună seara! E rostea maiorului din Libotina, aș vrea o dedicație pentru vărul meu, pentru primarul Boga Mircea. Așa. Pentru vecina Viorica. Da. Și pentru toate vecini, de că aproape toate niți vecini. Așa, o, ce fericit bărbat sunteți cu atâtea vecine. Le doresc numai bine, tot binele din lume. Și din partea noastră, mulțumim la fel. Și la dumneavoastră, tot la fel. Mulțumim tare mult. Mulțumim pentru telefon, pentru cuvintele frumoase. La revedere. Doamna Victoria, doamna Victorița, Lele Victorie. Așa să spunem. Eu vă voi invita, dar peste vreun minut, două, să vă gândiți la încă o doină, ce ne veți cânta, dar până atunci aș vrea să-l invit pe domnul profesor Ioan Perhaiță să ne spună câte ceva despre activitatea dumneavoastră, planuri de viitor, dar trebuie să mai iau un telefon și după telefon vorbim. Alo? Alo? Bună seara! Bună seara! Bine aici ați venit la Lăpușul Românesc. Bine ați venit la noi! Mă numesc Regina Giurgiu. Bună seara, doamna Regina. Pentru, aș dori o dedicație pentru sora mea, Viorica, care e acolo. Așa. Pentru cumnata Aurelia. Da. Aici sunt lângă mine. Pentru verișoara. Ia uitați-vă, ia uitați-vă pe ecran, acum vă place, domnul primar. Da, foarte frumos. Între două fete, faine. Da, așa. Foarte bine este. Așa. Îi doresc lui tot binele din lume, așa. Domnului mulțumim. Primar. Pentru cele trei fete ale mele, da. Augusta, Andreea și Maria. Să vă trăiască. Bine. Pentru nepoata Dănuța. Da. Și vă doresc numai bine. Și nouă vă dorim dumneavoastră o seară plăcută și vă dăruim toate horile acestea lăpușene. La revedere, da. O seară plăcută alături de Maramureș TV. Domnule profesor, acum vă rog, eu îmi cer scuze că, vedeți, așa ne presează timpul aici, nu ne ajunge o oră și jumătate pentru câte ne-am plănuit noi să povestim aici și să horim. Timpul e neiertător. Așa este. În primul rând trebuie să-i mulțumesc domnului profesor Ludovic Filip, care este și nașul meu, pentru așa. Intervenție. Trebuie să-i mulțumesc viitorul meu ginere, Marius Medișan, care de altfel a fost în emisiunea dumneavoastră cu acel gvintet de teologi așa. În postul mare cu pricesne. Așa. În legătură cu grupul, vreau să spun, în primul rând, că am niște fete uimitor de receptive. Recepționează atât de ușor toate cântecele care le preluăm, apoi aș spune de punctualitate, deci atunci când fixăm o repetiție, ele răspund prompt la ora fixată. Sunt niște fete disciplinate și care au toate calitățile muzicale, adică întrunesc toate condițiile, toate criteriile. Ca să horească așa de fain. Ca să horească așa cum noi, se da? Aud. Așa. Ceea ce m-ați întrebat referitor la viitor, am spus-o și în emisiunea trecută, aș avea nevoie de o formație clasică, de acel trio cu corde. De cetieraș? Cetieraș. Braici și Gordon. Ceateră contra și Gordon. Ceateră contra și Gordon. Și atunci aș fi împlinit, pentru că aș merge și cu niște melodii mai ritmice. Da, cu acompaniament poate, instrumental, da. Poate că aceste hori care sunt mai line. Mai lirice, da. Mai lirice. Au apărut la noi în sat, poate că și din lipsă de ceteraș. Noi n-am avut. Vedeți, în alte sate unde sunt ceteraș, se pun texte pe melodii de joc. Da. Noi n-am prea avut. Da. Însă, cum folclorul circulă, putem să cântăm. Sigur că da.